Luna februarie vine cu schimbări în rândul tranzacțiilor cu teren. Vânzătorii vor plăti impozit diferit față de până acum. Schimbarea modului de impozitare este introdusă de guvern pentru a încuraja astfel vânzarea caselor și terenurilor de orice fel. Noul an vine cu schimbări în rândul vânzărilor de teren agricol. Începând cu 1 februarie, intră în vigoare un nou act normativ menit să modifice metoda de calcul a impozitelor pe venit. Mai precis, tranzacțiile vor fi scutite de impozit dacă se încadrează în plafonul de 450.000 de lei. De asemenea, în actul normativ publicat în monitorul oficial se menționează și modificarea cotei de impozitare. La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vi, asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente a acestora, precum și a supra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozitabile de 450.000 de lei. Intrarea în vigoare a ordonanței de urgență numărul 3 per 2017 este menită să modifice și să completeze legea 227 per 2015. Conform codului fiscal, în prezent, modalitatea de calcul a impozitului pe tranzacțiile cu case și terenuri este complet diferită, principala deosebire fiind faptul că nu există niciun plafon de scutire. Impozitul se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul publică notifică organelor fiscale respectiva tranzacție. În ceea ce privește proprietățile dobândite prin moștenire, succesorii sunt scutiți de impozit doar dacă dreptul de succesiune este dezbătut și finalizat în cel mult 2 ani de la decesul proprietarului. Dacă se depășește termenul legal de 2 ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. Totodată, consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau deducerea impozitelor și taxelor pe teren datorate statului. Scutirea se acordă doar dacă proprietarul primește indemnizație de șomaj sau ajutor social.